Bună ziua! Profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vă voi prezenta afișul de spectacol. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Vă plac spectacolele? De unde aflăm despre ele? Ați chicit din afișele care le promovează. De la ce se pornește în realizarea unei afișe de spectacol? Mai întâi se alege piesa care este pusă în scenă, de exemplu, Omul de Zăpadă care voia să întâlnească soare, de Matei Vișniec. Apoi se alege o imagine reprezentativă, un desen sau o fotografie ce are legătură cu subiectul spectacolului. Ce informații apar pe un afiș de spectacol? Pe un afiș apar. Teatrul care pune în scenă spectacolul, titlul piesei și autorul ei, distribuția, numele actorilor și ale personajelor pe care le interpretează, numele regizorului, numele scenaristului, numele celui care a scris muzica, numele celui care a făcut coregrafia, unde are loc spectacolul și când, prețul biletului și de unde se poate achiziționa, și eventual sponsorii spectacolului. Să realizăm împreună un afiș de spectacol. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Realizați un afiș pe o foaie a 4 sau a 3, sau cu ajutorul aplicațiilor pe calculator, pentru piesa de teatru pentru copii, Vrăjitorul din Oz, plecând de la următorul element. Bucurați-vă de spectacole! Succes!